Pensionarii Organizației Municipale a Partidului Social-Democrat au fost astăzi în centrul atenției deputatului Florian Nicolae. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, parlamentarul a vrut să le fie alături și astfel, în colaborare cu colegii săi de partid, a organizat o întâlnire în cinstea lor. În ciuda vremii neprietenoase, oaspeții au răspuns invitației și au venit într-un număr mare. Ce face zona? Ce face zona? Sunteți cu noi? Da, da. După ce deputatul le-a arătat pensionarilor respectul și dragostea față de ei, petrecerea a început cu oferirea unei dedicații muzicale speciale din partea gazdelor. Atât președintele organizației Ladislau Pic și parlamentarul de Giurgiu au ținut să le adreseze câte un gând bun, urări de sănătate și o bătrânețe lipsită de griji. În primul rând, la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate și noroc. Sănătatea au avut și cei după Titanic, dar n-au avut noroc. Să fiți sănătoși, să fiți împliniți și să stați alături de noi, cei tineri, să vegheați asupra noastră, să nu care cumva, să nu vă călcăm pe urmele dumneavoastră, să ducem mai departe din înțelepciunea dumneavoastră și din rezultatele dumneavoastră. Vă dorim viață lungă, sănătate, bucurii, împliniri și îmi permit să vă adresez mulțumirile mele pentru că, în ciuda vremii nefavorabile de afară, ați răspuns invitației. Vreau să ne bucurăm cu toți de acest seriu frumos pus la dispoziție de domnul deputat Nicolae Florian. Pentru noi este o bucurie că putem să ne întâlnim în număr mare aici, acum și la viitoarele adunări ale noastre. Având în vedere vremea capricioasă de afară, seara oferită de deputatul Nicolae Florian a fost pe placul pensionarilor giurgiuveni, care s-au simțit bine într-o zi specială.